le dregi în voce, nu? Dragi consilieri, astăzi, 29 iunie 2017, sărbătorim un an de la preluarea mandatului de primar și al Consiliului Local. Deci, acum un an, știți ce am făcut, suntem aici și vă mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat în acest an. Sigur că a fost o perioadă destul de grea, deoarece am avut și avem în continuare probleme cu apa, după care au continuat să vină și alte probleme, zăpada, ploile, stănile și celelalte. Cu toate acestea, noi am mers înainte, iar azi vă pot comunica că am demarat mai multe proiecte după cum urmează. Extinderea rețea electrică pe strada Petru Rareș, Eremia Movilă și strada Trandafirilor de la satul nou. Suntem în faza de licitație a lucrărilor de execuție. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca în 3 luni, maxim 3 luni, să vedem cât durează licitația, să avem și lucrarea executată. Dotarea Căminului Cultural Nicorești este un proiect ce va fi finanțat prin PNDR 2014-2020, care ne punem azi la Iași după ședința de azi și după aprobarea hotărârii plecăm la Iași cu domnul Vice să depunem acest proiect. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, v-am zis de la început, doresc ca și comunitatea noastră să fie reprezentată de către tineri. Tineri care să aibă unde să se organizeze, unde să-și facă un ansamblu, eu știu, o formație, să avem instrumente, să avem costume populare și să ieșim și noi și în afară și în comunitate pentru diferite activități culturale. Achiziționarea bulului de excavator, un proiect ce va fi finanțat prin Strategia de Dezvoltare Locală Valea Trotușului, va fi depus tot în luna iulie, să ne ajute Bunul Dumnezeu. S-au încheiat lucrările la Căminul Cultural Bagna, urmează să-i facem recepția, după care după ce se va executa lucrarea de branșare a curentului electric de către Del Gas Grill. Sperăm că în două-trei săptămâni să fie și această lucrare executată. Toate demersurile s-au făcut. Urmează ca Delgazul să execute lucrarea. Am demarat procedurile pentru înființarea sistem integrat apă și canal. Suntem la faza de expertiză tehnică a rețelei, iar după ce vom expertiza, vom vedea cum vom mai continua. Aici vă voi spune la diverse, am avut o întâlnire cu o societate și să vedem. Poate Bunul Dumnezeu ne ajută să delegăm acest serviciu de distribuire a apei. S-au făcut reparații la unele drumuri comunale. Eremia Movilă, după cum știți, încă de anul trecut, că era drumul foarte stricat și nu se putea ajunge nici la cimitei și nici oamenii de pe strada aceea nu putea să povoare. Imediat, în perioada următoare, continuăm cu celelalte. Avem încheiat contractul de închiriere a utilajelor. Deja ați văzut, a apărut utilajul, un concasator. Vreau ca ceea ce am scos noi atunci, cei 2000 de metri cub de balastru, să-l folosim pentru drumurile comunale. Într-adevăr, acest balastru trebuie să-l tocăm ca să putem să avem drumurile și să se paseze bine, să fie drumurile practicabile. Imediat, în perioada următoare, să vină constructorul, muncitorii, utilajele, deja o parte din ele s-au adus și începem lucrările. Tot la diverse să vă gândiți cu care drumuri să începem. Propunerea dumneavoastră este pentru noi binevenită și vom face în așa fel încât să respectăm. S-au început lucrările de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. Merge foarte greu. Identificarea proprietarilor. V-am mai rugat și vă mai rog în continuare să încercăm să mobilizăm cetățenii, acei cetățeni care au proprietăți pe acele sectoare, adică Bagna, ca să vină cu documente de proprietate, să nu fim nevoiți să trecem tot pe UAT, că mai greu va fi după aceea. Procesul durează mai mult pentru a intra în posesie. S-au încadrat personal în noile compartimente. După cum știți, când am preluat mandatul, greu am putut funcționa, pentru că n-am avut personal la taxe și impozite, la serviciul de apă, s-a reușit, se monitorizează și distribuirea apei, se încasează și impozitele. Mă bucur că s-au integrat foarte bine colegii noștri și continuă activitatea foarte bine. Pe lângă acestea s-au continuat cu lucrările de întreținere și gospodărirea comunei. Ați văzut și dumneavoastră, încercăm să facem tot posibilul să ținem cât se poate comunitatea, să fie curat, îngrijit,
Iar vă cer sprijinul dumneavoastră să-i mai atenționați pe vecini, pe cetățeni, să respecte ceea ce facem și chiar să ne sprijine în decolmatarea șanțurilor. Dacă vom începe lucrările de balastrare, sigur că da, e nevoie să își curețe șanțurile din fața caselor, ca după aceea să venim noi și să depunem balastrul. Aici pot să menționez că ați văzut, s-au pus coșile de gunoi, s-au curățat gropile de gunoi, la bazinul de apă s-a construit un spațiu pentru tratarea apei, s-au făcut reparații la pompa de apă, lucruri mai mărunte, dar strict necesare, pentru că altfel nu avem cum să funcționăm. Categoric, este loc și de mai bine. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le facem la nivelul comunității și pe care dumneavoastră trebuie să le aprobați, iar noi să le executăm. Sper să avem o colaborare bună și în continuare, să predomine interesul cetățeanului, pentru asta suntem noi aici. Oricum, vă mulțumesc! Mulțumesc mult de tot pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat. Iar acum voi da cuvântul doamnei secretare. Mulțumesc! Trecem întâi la aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare. Dacă sunteți de acord cu redactarea acestuia. Da. Mulțumesc! Ordinea de zi o să fie citită de președintele de ședință, doamna Mihaela. Având în vedere dispoziția primarului numărul 120, data de 23 iunie 2017, suntem convocat la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Pârgărești, care va avea loc joi, 15.06.2017, ora 9, în sala de ședințe a Consiliului Local Pârgărești, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Pârgărești, inițiator primarul Comunei. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pârgărești, inițiator primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei domnului Boriț Marian, cu domiciliu în Comuna Pârgărești, satul nou, strada Lalelelor, numărul 401, județul Bacău, în vederea refacerii acoperișului locuinței distruse în urma unui incendiu. 4. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2017, inițiator primarul Comunei. 5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HTL numărul 27 din 6.04.2017 privind aprobarea predării cu titlul gratuit a dreptului de folosință către rețele de gaz grid ESA, rețelele electrice de interes public, de medie și joasă tensiune pentru eliberarea amplasamentului în vederea realizării lucrării, extindere rețelei electrică și de iluminat public în satul Nicorești, strada Petru Rareș, Comuna Pârgărești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării cu titlul gratuit a dreptului de folosință către SC Delgaz Grid SA, rețelei electrice de interes public de medie și joasă tensiune, pentru obiectivul extindere rețelei electrică și de iluminat public în satul Nicorești, strada Petru Rareș, Comuna Pârgărești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HTL numărul 28 din 6.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a proiectului tehnic pentru obiectivul investițional, extindere rețelei electrică și de iluminat public în satul Nicorești, strada Petru Rareș, Comuna Pârgărești, județul Bacău, contract comodat, inițiator primarul Comunei. 8. Informarea asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al Comunei Pârgărești, adoptate în perioada 30 iunie 2017 31 decembrie 2016. În afară de aceste puncte de pe ordinea de zi, vă rugăm ca să aprobați suplimentarea cu încă un proiect de hotărâre, respectiv implementarea proiectului dotare cămin cultural din sat Nicorești, Comuna Pârgărești, județul Bacău. Dacă sunteți de acord cu ordinea și cu suplimentarea ordinei de zi. Vă mulțumesc. Trecem la primul punct al ordinei de zi, respectiv proiect de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Pârgărești. Având în vedere prevederile legislative care impun aprobarea statutului fiecărui unități administrative teritoriale, doamna primar a inițiat pentru această ședință ordinară, aprobarea statutului Comunei, care cuprinde
organizarea, funcționarea, competențele și atribuțiile, precum și gestionarea resurselor pe care le deține comuna noastră, date și elemente specifice comunei, partidele care desfășoară activitatea pe raza comunei, Consiliul Local cu toate atribuțiile și caracteristicile lui, asociațiile în care unitatea administrativ-teritorială este, la care unitatea administrativ-teritorială Bârgărești este asociată, respectiv Adipu, Adisu, Galbalea Trotușului, despre patrimoniul comunei și cooperarea cu alte unități administrativ-teritoriale cu care ne învecinăm. Dacă sunteți de acord cu acest proiect de hotărâre. Mulțumesc! Punctul 3 al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate asumat de comunei Bârgărești, județul Bacău. Ultima dată, ultimul regulament a fost realizat în anul 2008, ținând cont de modificările legislative care au avut loc pe parcursul anilor, precum și de înființarea poliției locale și recompartimentarea aparatului de specialitate, a fost necesară realizarea acestui regulament de organizare și funcționare, care cuprinde toate atribuțiile compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate, precum și drepturile și obligațiile funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate. Dacă sunteți de acord, acest proiect de hotărâre. Mulțumesc mult! Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de emergență familiei domnului Boris Marian cu domiciliu în comuna Bârgărești, stat Salonou, strada Lalele, loc numărul 401, în vederea refacerii acoperișului locuinței distruse în urma unui incendiu. După cum știți, această familie, da, a trecut prin acest necaz, da? Având în vedere posibilitățile reduse financiare a familiei, precum și faptul că această familie e în mai iulie, va beneficia de ajutor social, așa, ca urmare a solicitării domnului Boris Marian și a aprobării acestei cereri de către doamna primar, s-a propus acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2400 de lei, bani din care familia va achiziționa tabla cu care va acoperi casa. Pot. După cum știți, ei au beneficiat de o colectă din partea cetățenilor din satul nou, plus a contribuit domnul consilier Dorvoș, împreună a făcut o chetă cu colegii, ei, s-a ajuns la acoperiș. Nu mai avem fonduri, nu mai au fonduri cu ce să acopere locuința. Și de asta s-a propus acest ajutor financiar pentru a achiziționa tabla pentru casă, ca să poată și restul. Dumnezeu va mai vedea și vor face și dă și ce vor putea. Dar să punem acoperișul, că ar fi păcat. Pereții sunt ridicați, astărea l-ai pus. Nu, e pusă, e cumpărată. E cumpărată, trebuie pusă, dar nu avem cu ce să cumpărăm tabla și de asta trebuie să-i ajutăm cumva ca să putem să achiziționăm tabla, să pună pe casă. Dacă sunteți de acord, vă mulțumim. Punctul 4, proiect de hotărâre privind modificarea programului anual al achizițiilor publice și completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2017. Respectiv se aprobă modificarea anexei 1 a programului anual al achizițiilor publice cu valoarea obiectivului de la capitolul 1.1 a investiției, care va fi în sumă de 768,29 lei fără TVA. Se aprobă completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2017 cu următoarele puncte. La capitolul 1 se introduc punctul 42, achiziționare scară metalică persuasivă, punctul 43, achiziționare etichete sociale, punctul 44, achiziționare birou
compartiment achiziționare existe agricole 47, achiziționare o placă de policarbonat pentru repararea stațiilor de autobuz, fondul 48, achiziționare 10 bucăți plăcute de atenționare și interzicerea pentru interzicerea de păstării gunoailor și o plăcuță cu program pentru părculețul din sat, satul nou. La capitolul 2 se introduc următoarele puncte. Punctul 37, servicii de consultanță pe achiziții publice. Punctul 38, servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul investițional extindere rețea electrică și de iluminat public în sat Nicolae Strada pentru Rareș. Punctul 39, servicii case de avocatură pentru reprezentarea, asistarea, redactarea și semnarea documentelor necesare derulării acțiunii civile deschise de Oad Bogdănești în fața instanțelor competente, având ca obiect constatarea limitelor teritoriale legale între Oad Bogdănești și Oad Cârgărești. Și la capitolul 1 se introduce punctul 15, respectiv lucrări de reabilitare și igienizare fântâni în sat, satul nou, strada Zorelelor, în sat Nicore, strada Mihai Viteazu și în sat Bahna, strada Mihai Sadoreanu. Dacă sunteți de acord cu aceste completări și modificări. Dacă se mai poate la achiziție acolo două mese pentru sala de ședințe, da? Da. În ședința următoare va fi introdus. Va fi introdus? Sigur. Nu numai, pentru că avem nevoie și pentru birourile colegilor noștri. Da. Au niște birouri de acum 30-40 de ani. Da. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii 27 din 6 aprilie 2017 privind aprobarea predării cu titlu gratuit a proiectului de folosință către SCE de gaz Midesa a rețelei electrice de interesării de medicioasă tensiune pentru eliberarea amplasamentului în vederea realizării lucrării extindere rețea electrică și de iluminat public în satul Nicolae Strada pentru Rareș, Comuna Părgărești, județul Bacău. Se aprobă modificarea articolului 1 a H-ului 27 din 6 aprilie 2017 și va avea următorul cuprins. Se aprobă predarea cu titlu gratuit a dreptului de folosință pentru suprafața de 2,65 m² neproductiv, situație în strada Caporal Constantin Mușat, din sat Nicorești, Comuna Părgărești, către SC de Gradisa Grideza, în scopul eliberării amplasamentului pentru realizarea lucrării extindere rețea electrică și ilumina public în satul Nicolae, strada Petru Rareș, Comuna Părgărești, județul Bacău. Avizul comisiilor de specialitate. Administrație publică, aviz? Favorabil, nu? Da. Învățământ, favorabil și la dumneavoastră, dezvoltare de informații. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, mulțumesc frumos. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării cu titlu gratuit a dreptului de folosință către SC Delgaz Grideza a rețelei electrice de iluminat public de medie și joasă tensiune pentru obiectivul extindere rețea electrică și de iluminat public în sat Nicorești, strada Petrulare și Comuna Părgărești, județul Bacău. Se aprobă predarea cu titlu gratuit a dreptului de folosință către SC Delgaz Grideza a rețelei electrice de interes public de medie și joasă tensiune în scopul realizării obiectivului extindere rețelei electrice de iluminat public în satul Nicorești, strada Petrulare și Comuna Părgărești, județul Bacău. Predarea rețelei electrice se va face în baza unui contract de comodat. Se aprobă modelul cadru al contractului de comodat conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri. Se împuternicește primarul Comunei Părgărești să semneze acest contract de comodat. Avizul comisiilor de specialitate, învățământ favorabil, dezvoltare favorabil. Mulțumesc frumos! Supunem spre adoptare proiectul de hotărâre, dacă sunteți de acord. Mulțumesc! Punctul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea, așa, privire la modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 28 din 6 aprilie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului tehnic pentru obiectivul investițional extindere rețea electrică și iluminat publică, statul Nicorești,
strada Petru Rareș, Comuna Bulgărești, județul Bacău, în baza contractului de comodare. Se aprobă modificarea articolului 1 al hotărârii 28 din 6 aprilie 2016 și va avea următorul cuprins. Valoarea totală a investiției este de 768,068,29 lei cu TVA, sumă care este calculată la cursul euro în luna iunie 2017 de 4,5179 lei. Valoarea investiției fără TVA este de 645,453,54 lei. Și valoarea TVA-ului este 122.632,75 lei, din care CSM e 639.461,43 lei cu TVA, valoarea fără TVA 537.362,55 lei și valoarea TVA-ului este 102.098,88 lei. Celelalte prevederi ale hotărârii 28 rămân neschimbate. Deci, inițial s-au modificat valoarea totală a investiției. Asta s-a modificat la indicatorii tehnico-economici. Dacă comisiile, ce a zis? Comisia Învățământ? Aviz favorabil? Administrație favorabil? Mulțumesc mult de tot! Supuneți pe adoptare proiectul de hotărâre dacă sunteți de acord. Mulțumesc mult! O să adoptăm întâi proiectul de hotărâre și după aceea doamna primară care a fost trecut suplimentar pe ordinea de zi și după aceea trebuie să va prezenta informarea. Deci, proiect de hotărâre privind implementarea proiectului de hotărâre dotare cămin cultural Satul Corești, Comuna Bulgărești, având în vedere contractul încheiat pentru consultanță și scrierea proiectului dotare cămin cultural. S-a primit materialul, de aceea este și ca punct suplimentar, având în vedere că astăzi va fi data de depunere a acestuia. S-a primit tot materialul, motiv pentru care noi trebuie să aprobăm memoriul justificativ al acestui proiect, devizul general și indicatorii tehnico-economici ai proiectului. Totodată, cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Tot autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului. Reprezentantul legal al comunei este propus să fie doamna primar Mișca Victoria, care de fapt este și persoana nominalizată pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus de doamna primar, vă mulțumesc mult de tot. Și acum voi da cuvântul doamnei primar. Având în vedere prevederile legii 215 pe domeniul civil de administrația publică locală, primarul și aduce la cunoștință Consiliul Local modul de îndeplinire a tuturor hotărârilor adoptate pe parcursul unui an de către Consiliul Local. Motiv pentru care astăzi doamna va prezenta o scurtă informare privind cele 38 de hotărâri adoptate de dumneavoastră anul trecut, în perioada 30 iunie, 31 decembrie 2016. Mulțumesc!
informare asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al Comunei Părgărești, adoptate în perioada 30.06.31.12.2016, cele 6 luni ale anului 2016. Legea Administrației Publice Locale stabilește cadrul general de adoptare a actelor administrative ale Consiliului Local, dreptul și capacitatea acestuia de a soluționa și de a gestiona în numele și în interesul colectivității locale pe care o reprezintă. Respectând principiul autonomiei locale, autoritatea deliberativă gestionează resursele ce aparțin comunei și are inițiative în toate domeniile de interes local. Prin actele adoptate, autoritățile locale gestionează și resursele financiare proprii pe care le stabilesc, le administrează și le utilizează pentru îndeplinirea competențelor și atribuțiilor care le revin în condițiile legii. Comuna Părgărești, pe care o reprezintă Consiliul Local, este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și cu patrimoniu propriu. Este titulară al drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele încheiate și este parte în raporturile cu persoanele fizice și juridice. Consiliul Local are inițiativă și hotărăște toate problemele de interes local, acestea regăsindu-se în atribuțiile sale și în exercitarea căror adoptă hotărâri. Odată adoptate, hotărârile devin obligatorii și executorii și produc efecte de la data aducerii lor la cunoștința publică sau de la comunitate, dacă privesc situații particulare. Executarea hotărârilor revine structurilor funcționale și aparatului de specialitate din subordinea primarului Comunei Părgărești, care exercită și controlul de drept asupra îndeplinirii acestora. Analizând problematica pusă în discuție, Consiliul Local în anul 2016, în perioada 30 iunie 2016-31 decembrie 2016, constatăm că această autoritate a exercitat următoarele categorii de atribuții legale. Atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate, a serviciilor publice de interes local și a societăților comerciale din directa sa subordonare. Atribuții privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a comunului. Atribuții privind administrarea domeniului public și privat, cumpărarea sau vânzarea unor bunuri din proprietatea publică. Atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate de către cetățenii comunei. Atribuții privind cooperarea cu alte instituții și autorități interne și externe. Atribuții legate de rezolvarea problemelor cu caracter social. După adoptarea hotărârilor a fost comunicată instituției prefectului județului Bacău pentru exercitarea controlului de legalitate. Au fost transmise celor desemnați să le aplice și au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea la sediul instituției și pe pagina de web. Acestea au fost puse în aplicare imediat sau la termenele stabilite în conținutul lor. În atenția autorității executive, au fost în permanență acele hotărâri cu caracter economico-financiar, prin care s-au adaptat bugetul local, s-au efectuat rectificările bugetare, completare, plan de investiții și programul de achiziții, suplimentare, cota de motorină la microbuzul școlar, adoptându-se 15 hotărâri îndeplinite. Prin alte două hotărâri s-au aprobat impozitele și taxele locale puse în aplicare din anul 2017. Consiliul Local a fost preocupat în permanență de crearea cadrului legal necesar rezolvării problemelor cu caracter social, sens în care au fost adoptate două hotărâri care au fost îndeplinite. Administratorul domeniului public și privat a fost o preocupare curentă pentru executiv, care a propus preadoptare 4 hotărâri, acestea fiind puse în aplicare. Printr-un număr de 5 hotărâri s-au aprobat încheieri, concesionări, acte adiționale, parteneriate, proceduri de licitație, desemnarea reprezentanților UAT-ului în consiliile de administrație ale diverselor asociații de dezvoltare intercomunitare, la care suntem asociați, asocierea GAL, toate fiind duse la îndeplinire. Printr-un număr de hotărâri au fost aprobate organigramele și statele de funcție ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Părgărești, propunerea evaluarea secretar,
În domeniul învățământului s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local Părgărești în Consiliul de Administrație a Școlii Coordonatare și s-a adoptat o hotărâre care a fost îndeplinită. Din enumerarea hotărârilor adoptate de Consiliul Local, se poate aprecia că activitatea acestuia a fost vastă și cuprinzătoare. Hotărârile adoptate au fost duse la îndeplinire, iar cele a căror realizare este în etape succesive vor fi urmărite și realizate în totalitate. Anul 2016, fiind an electoral, activitatea Consiliului Local a fost una efervescentă pentru crearea cadrului legal de organizare și funcționare. Iar în acest scop au fost adoptate două hotărâri pe care o consider îndeplinite din momentul adoptării. Au fost adoptate un număr de 9 hotărâri privind desemnarea OAT-ului Părgărești în diferite forme asociative, adoptări, modificări și completări a unor acte ale acestor forme asociative. Informăm Consiliul Local că în anul 2016, în cadrul procedurii de control al actelor administrative efectuate de instituția prefectului, nu s-a constatat nereguli sau hotărâri nelegale. Din dorința de prezentare cât mai elocventă, prezint statistic modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local pe activități, după cum urmează. Aprobarea bugetului local, rectificări bugetare, contul de încheiere al exercițiului bugetar, execuția bugetară trimestrială, aprobarea proiectelor de buget, completarea planului anual de achiziție, completarea programului de achiziții publice, au fost un număr de 15 hotărâri. Pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale, taxe speciale, au fost 2 hotărâri. Administrarea domeniului public și privat, asocieri, vânzări, imobile, închirieri, concesionări, atribuire în folosință, dezmembrări, scoatere din funcțiune și casare și valorificarea unor bunuri din patrimoniu, au fost 4 hotărâri. Aprobarea rețelei școlare și a burselor școlare, decol navetă către cadrele didactice, desemnare reprezentanți Consiliul Local în Consiliul de Administrație a Școlilor, au fost o hotărâre. Aprobarea organigramei și statele de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Părgărești, 3 hotărâri. Probleme organizatorice ale Consiliului Local, 2 hotărâri. Probleme cu caracter social, 2 hotărâri. Desemnarea reprezentanți în alte forme asociative, modificare și completare documente, forme asociative din care OAT Părgărești face parte, 9 hotărâri. În total, am avut în perioada aceea 38 de hotărâri. În speranța satisfacerii cerințelor privind prezentarea sintetică a modului de îndeplinire al hotărârilor Consiliului Local adoptat în anul 2016, vă mulțumesc anticipat pentru sprijinul acordat. În anex avem și hotărârile, dacă vreți lista ce hotărâri a fost, cele 38 de hotărâri, vă pot citi. Dacă nu le știți, nu? Mulțumim! Da, și sunt ale Consiliului Local. Da. Deci, asta e bucaia noastră. Și toate au fost duse la îndeplinire, da. Închidem? Da. Sau diverse? Da. Diverse, dacă aveți propuneri, dacă aveți... Nu, în timp de zi trebuie să propuneți președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Nu e așa. Domnul Nicu Bejman. Da, mulțumim. Deci, domnul Zeghen, propuneri. Iulie, august, septembrie, da. Așa că trebuie să stați în urmă. În concediu nu mai plecați. Nu ajunge. Dacă nu mai sunt alte propuneri, supunem la vot propunerea domnului Lenger. Vă mulțumesc de tot. În următoarele luni, domnul consilier Bejenaru Nicu va fi președinte al Consiliului Local. Dacă nu mai avem alte, dacă nu mai aveți alte domnule. Nu știu, verificați, tot e bine, e ok. Vă mulțumesc din suflet. Da. Vă mulțumim, ați văzut activitatea noastră, a dumneavoastră, este una favorabilă, bună și dorim să continuăm așa și în perioada următoare. Doamne ajută! Vă mulțumesc! Încheiem ședința de azi.